Pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi și cu noi. O zi bună! Astăzi iară facem mâncare, ca de obicei. Am aici coastă cu tă cu cotlet de vițel. Și punem aici așa. Dacă fac astea două bucăți, e suficient. Așa. Pun apă. Pun un pic de ulei, mai pun un pic de morcov, un pic de țelină, mai am câteva ciuperci, toate așa sub capac. Și când dă să se ducă apa aia să se prăjească, le iau, atunci e gata. Și fac un cartof pireu și o salată. Și trece și ziua de astăzi cu bine, cu ajutorul Dumnezeu. Deci asta facem, acum pun apă și ulei. Apă, puteți să vedeți aici cât pun. Aici să zic eu că e 250 de mililitri, fiindcă asta e de kilogram. Vedeți aici? Un litru, mami. Un litru. Și atunci aici nu e nici jumate. Așa cum spunem. Cam 300 de mililitri. Și pun asta toată, fiindcă totuși e vițel, dar trebuie să fiarbă. Așa, pun un pic de ulei. Nu trebuie să acopere, mami, carnea. E suficient acum. Și pun ulei și sare și capacul și gata. Și mai încolo pun restul. Așa. N-am pus mai mult de două linguri de ulei, n-am pus. Punem sare. Capacul, oho, ăsta e la mic. Dar o să punem pe parcurs. Cine vrea mai poate să pună piper, iar e foarte gustos dacă puneți piper. Dar noi nu prea ne permite stomacul. Mie îmi place piperul mult. Căutăm capacul? Da, aia caute. Pun pe pauză. Da. Filmez. Pun așa să-i dea un pic de gust la cărnița noastră. Mă, trebuie să vedem ce. Deci morcov și țel. Da, așa numai. Să nu fiarbă chiar. Să îngur. Să n-aibă niciun gust. Să aibă ortaci. Să aibă și un pic de gust. Ok. Da, e de gust bun. Un pic de morcov, un pic de țelină, e de gust. Vreau să transmit un mic mesaj pentru doamna care i-a zis că îi place de mine. Și felul care o spus m-a îmbucurat că mai am și eu fani, nu numai mami. Și Angie. Dar, na, oamenii sunt scumoși, sunt și fani, sunt și care nu sunt așa de fani, nu numai la mine, la toată lumea, să știi, și la tine, și la mine, și la Angie. La mine, alții le enervează că curăț verdețurile, alții nu le enervează, nu știu cum să vă explic, că aș putea să fac dintr-o mâncare două vidii, unul care să fie lung, cum curăț cartofi și verdețuri și unul care nu mă arăt cum e gata mâncarea. Sau cum, nu știu cum să fac, vă plac la toată lumea. M-am gândit acum că ar fi și pentru noi un beneficiu și pentru oameni care se uită un beneficiu. M-am gândit, astăzi mi-a venit ideea asta. Poate... Dar n-ai mulțumit la doamna. Păi am mai schimbat subiectul. Exact.
Îi mulțumesc la Doamna Domnul să-i dea sănătate și fericire și multă pace și dragoste în casa ei. Eu nu sunt deosebit față de toată lumea, atâta că îs un suflet, așa să zic, mai pe pace, cu pacea lui Dumnezeu în inimă. Ok, acum revin la subiectul ce am vorbit. Mi-a venit astăzi ideea că ar fi un beneficiu și pentru noi și pentru spectatorii noștri să facem două videoclipuri dintr-unul. Unul variantă lungă, unde cureți cartofi și povestești, și unul variantă scurtă pentru oameni care, într-adevăr, sunt oameni care n-au timp, dar vrea să gătească. Și m-am gândit să fac pentru ei video scurt. Dar nu cred că o să reușesc acum. Angie nu o să poată singură să facă, să editeze două videoclipuri, să aibă nevoie de ajutorul meu. Acum nu, dar pe viitor. Dar vă cerem o părere. Da. Să ne postați dacă sunteți de acord. Păi eu am văzut în comentarii că sunt și oameni care doresc să aibă video mai scurt din postările noastre. Ok. Revenim aici. Ce cauți? Nu mai am cartofi trăzămeni în pișniță. Ok, pun pe pauză. N-o zi ceva. Am țelină. Așa-ți crudă? Îmi place să îmi rup un pic din țelina aia și să mănânc. Înainte nu m-a plăcut, dar acum îmi place. Am terminat cu cartofii. Am câți cartofii acolo închid? Da. Deci din cartofi faci pireu, nu? Da. Punem sare. E bine și așa tăiat, că dacă fierbe să sfarmă el. Că este alții care le taie felioare, subțiri. Eu le tai așa. Bunica mea așa le tăia. Dar mama lui bunica mea le tăia felioare subțiri, subțiri, că se vedea cuțitul până cartofii aia. Și eu când mergeam la ea și vedeam că îi tai așa subțiri, mă gândeam, oare de ce bunica mea nu tai așa? Fiindcă probabil nu au răbdare aia să le tai așa. Da, aș putea și eu, da. Da, n-are rost. Că imediat îți fierți. Da. Mai ales dacă nimerești cartofi din aia care se sfarmă repede și dacă mai le tai și felioare așa subțiri, se face pur și simplu să o pastă, așa, să duce până apă, cum se zice.
carnea fierbe așa încet. Nu trebuie întors, ai întors. Am întors. Am o singură salată și m-am gândit, bine, am eu picliță, am var zacră, deci aș avea eu ceva, am cocoșar. Dar să iau capac să pun la cartofi. Am o salată și răzălesc un morcov, țelină. Cred că iasă ceva. Dacă aș avea speclă roșie și de n-aia aș răzări, dar nu am. Cred că curăț acum, am aici niște ciuperci și dacă să le las acolo în frigider, că deja s-au învechit, le tai acolo peste carnea aia, n-are nimic. Poate îi dă un gust. Am dat. Am avut în frigider. Cine știe de când? Eu nu știu când s-au luat ciupercile astea. Și am zis, dacă să mai stea cine știe cât, le pun acolo. Carnea să știi că e gata. Carne de vițel, nu e de vită. Da. Și vedeți-le, vă arăt. Să vedeți că și morcovi minunat. Dar până să fac ciuperci, că și așa să fac repede. Mai lăsăm puțin. Și totuși e altul gust la carne, dacă am pus zarzavaturile astea, dacă nimic. Numai apă și carne, nu prea-i fain. Așa. Să fac el imediat. O să închis. Pun o frunză de... Mă întreb sau spun? Te întreb pe tine dacă vrei să pun o frunză de dafin. Sau... Pune dacă vrei, nu mă deranjează dafina. De cât piper, știi? Uh-huh. Și atunci pot să pun. Ok, pun pe pauză acum. Pot să pun. Stai să filmăm cum pun frunza. Da? Da. Ok. Dacă iarnă, să pune frunză de dafin. Stai să le spăl. Am curățat doi morcovi. Iau în mână, că și ăsta e portocaliu și morcovi. Și pun și țelina asta
și le dau părăzătoare, să facem o salată. Și am și o salată verde. Dacă aș avea și un pic de sfeclă din aia roșie, dar nu am. Să crezi și frunzele astea. Și salata asta, cred că după anul nu am luat-o. Și tot în frigider, lasă că e numai una și o fac eu. N-am mai apucat să o fac. O faci acum, nu s-o fac. Da, uite, o fac. N-are nicio problemă. Când eram mică, zicea bunica mea, du-te în grădină și adă-mi niște salată. Luam coșul și în coș puneam salata, că cum să aduc? Așa, numai în coșară. Și atunci lua câteva frunză de la salată și rămânea un mez așa tare, ca varza. Tăiam patru și gata. A fost gata salata. Mă filmezi? Da. Ok. Tu când ai terminat mâncarea, ești sătulă. Păi mai groază și eu. Să vă povestesc, când eram eu mică, așa îmi doresc acum să mai mă duc în grădina aia și să scot un cuib de cartofi noi. Și când le scoteam, eram copil, ce știam eu exact cum să pun eu sapă acolo și să le scot. Mai puneam și mai rupeam câțiva cartofi. Și când ne duceam înăuntru la bunică, mi-a zicea, nu, uite câți cartofi ai tăiat cu sapa. Doamne, ce buni erau cartofii aia prăjiți. Și acum, când îți cartofii cei mai scumpi pe piață, îmi iau. Nu, bine, e un kilogram sau un kilogram jumate. Dar n-are gustul ăla pentru nimic în lume. Ce gust avea cartofii noi. Și ce-mi plăcea mie când era, când îți cartofii să se dezvolte, să se facă, e primăvară, e mai. Și atunci, până în sfârșitul mai, cam așa, după ploaie, era în grădină cartofii înfloriți. Că numai atunci face cartofi noi, când sunt înfloriți vrejurile alea de la cartofi. Și după ploaie era grădina, parcă râdea, tot era numai cu flori la cartofi. Și eu mă bucuram, nu, acum avem cartofi noi. Dar nu spuneam cartofi, să nu mint. Ziceam crumpi. No, acum avem crumpi noi, că uite, au înflorit vrejurile la cartofi, la crumpi. O fost Anca să ne sune. Păi poți să închizi și să vorbești, să vezi ce vrea. Că totuși ea lucrează acum. Las că vorbește cu Mirela, o suna pe grup, știi? Îmi lipsește o casă cu grădină, ca la țară, chiar îmi lipsește. Asta aș vrea să o vând, dacă aș avea un cumpărător bun, ca să am bani să cumpăr cealaltă, deci casa care vreau să o cumpăr, aș vinde-o.
ca să-mi iau una așa cu grădină, cu curte mare, să am două curți, o curte pentru ciuciu. Dar n-aș putea nici atunci, că dacă am găini și de naștea, ciuciu nu-i bun pentru așa ceva. Tu știi? Știu, da. Nu mâncat iepurile nostru. Da. Deci ciuciu ar fi problemă și atunci. N-ar fi, ca aș îngrădi găinile. Dar nu le-aș lăsa libere peste tot. Deci găinile în curtea a doua au apa lor, mâncarea lor, le arunci frunză și e așa un ocoraș mare care să se plimbe, să nu stai închiși. Mulțumește-te cu ce ai. Dacă vrei și măr să pun aici la sălată, răzălit, serios. Se oxidează mărul, mă, repede, știi? Pun pe pauză? Pun. Sau mai vrei să povestești? Nu, nu am ce. Acum nu, că ai de lucru. Aici e gata, ai imediat. Celină și morcov. Da. Sare. Aici ce condimente e? Piper. Cu de toate. Așa. Sare de mare, boabe, piper negru, ceapă granulată, ardei iute, măcinat, boabe de muștar, coriandru, fulgi de ardei gras, usturoi granulat, boabe piper brazilian, rozmarin mărunțit, pătrunjel tocat, extract de condimente. Aolea! Deci ne-am ferit acolo să nu facem așa. Pun ulei din ăsta. De struguri. Dar îmi pare rău că se termină. Am vrut să-ți iau de la serios. Și pun puțin oțet. Nu știu de ce nu-mi place lămâia. Că aș putea pune lămâie. Oțetul de mere iar-i fain, mamă. Da. N-am mai pus măr, să știi. Mărul lângă tine. Da, l-am văzut, dar l-am văzut așa încăjit, mic, și n-am mai pus. Păi ăla mai mare, îl mânc eu. Să știi că mie-mi place ce-am făcut. Minunat.
Trebuie amestecat bine și salata asta. Mami, dar noi din ăla pentru salată, din gură din aia mare și... A, dar mai bine fac cu așa ceva. Da. Așa, cartofi fierbinți? Da. Fiindcă n-am ulei, unt, pun ulei. Ăsta e ultimul și lasă să scurgă bine, că nu mai am. Mami, stricoară sticlă. Uite, mai am. Lasă că-ți mai iau altul. Da, așa. Și aici e gata? Da. Poți să pun capacul acolo. Acolo. Da? Așa. Știi că e aici o... ciupercă. Pun puțin vegeta. Fără euri vegeta. Că iar am primit că folosim vegeta. Da. Arată-i. Uitați câte am încă neîncepute. Fără euri. Uite, fără monoglutamat. Și ăsta e clasic. Și ăsta fără glutamat adăugat. Așa că nu este ce credeți. Dar eu nu înțeleg pe oamenii care zice, ne critică pentru vegeta, dar să nu mânci ei vegeta. Da, să nu-și pună vegeta. Dacă nu vă place, nu puneți, eu pun. Alții pune. Și eu pun. Asta e. Mulți sunt care folosesc. Pun pe pauză. Să nu bâz. Da. Simplu și bun. Sare, vegeta și un pic de unt, ulei. Și sunt gata. Să știți că am și smântână. Dar nu știu ce fel de smântână am luat de la alimentară. Probabil că îi dă vreo 2 luni. La alimentară mă refer. Când am desfăcut-o, e ca brânza. Și de ce să pun eu așa ceva în cartofi? Și nu știu de ce n-am aruncat-o, sincer. Dacă e stricată? Nu e stricată, așa când o iei în gură, am gustat-o, nu-i, dar ceva nu-i în regulă cu ea. Nu-i de calitate. Stai curat. Oh, că nu, nu-i. Mami. Da, nu mint. Eu nu mințesc. Ok, și dacă ne dă firma cu tare în judecată? Păi de ce să mă dă în judecată? Că eu am cumpărat-o. Eu am cumpărat-o și nu-i cum trebuie. Nu fi înghețată, frigider. Nu fi fost chiar în spate. De fapt, stai că să nu îngheață. Da, uite aici. Uitați, e ca brânza. Parcă e brânză, nu smântână. Asta chiar trebuie aruncată. Vedeți? Dar am gustat-o. Și nu-i acră. E urâtă. Foarte urâtă, parcă e brânză. Și când vrei să faci ceva, las că am. Dar uite, nu ai. Dar e bun și uleiul. Foarte bun. Unii carne. Lasă-o, întreaba ei. Nu mă interesează. De ce o pun atunci? Așa, eu fac farfuria. Eu asta mai mică. Uite, vezi ce bine fiartă. Pune-ți o țără. Așa bucată vrei să pune farfurie? Da. Că fac poză, știi? Și atunci iasă frumos. De cazul de aici mâncăm 2 persoane. Păi normal, că e mare. Stai să iau o cuțit. Uite, asta e foarte periculos. Dacă ajunge la un copil, Doamne ferește. Să aveți grijă când prăjiți sau faceți ceva. Să aveți grijă de oasele astea, că sunt periculoase pentru copii. Și pentru oameni bătrâni, care n-au dinți.
Așa. Și acum punem aici. Așa. Și aici pun legumele. Frunzele astea trebuie să dispară de aici. Gratița asta nu o prins până acum, acum prinde și ea, să știi. No, nu-i bine că am și aștia lângă... lângă... da, no, cum să nu. Foarte gustos așa, să știi. Așa. Aici lucrurile lui Natalia le-am împrumutat. Și salata. Și salata. Uite, o pun într-un bol. O să sunăm, că de ce spun salată? Da, cum să spun? Salată. Salată. Cu A. A. Salată. La noi să zic, așa să zice în zona. La noi să zice salată. Da, salată. Fiecare să zică cum vrea. Dar nu, că n-avem voie. Și cum îi place. O scuzați, că așa e aici câteodată. Uite așa. Dar așa gustoasă îi, crede-mă. Știi ce bună e? Am făcut-o super. Nu știu cum fac, dar mie mi-a să te dau una bun. Nu mă laud cu asta, să vedeți ce bun e așa. Să știți, foarte, foarte gustos. Țelină cu morcov. Morcov. Salată. Da. Și puteți să puneți și dacă aveți speclă roșie, că aia e o iară foarte bună. Dar eu nu am. Și aceasta este realizarea mea. Ingo, aceasta este realizarea mea. Care de care vrea să spună aceasta este realizarea mea între copiii mei? Eu nu. Când, Ingo, când am ca? Să vadă carnea, textura ei. E minunată. Uitați. E fiartă bine. Mai tai o dată să se vadă? Da, am arătat, nu? Da, se vede bine. Se vede. Ia că a trecut și ziua de astăzi cu bine. Eu zic că e o mâncare liniștită, minunată. Cât ne trebă nouă, ați văzut că nu fac mult. Fiindcă pentru noi e suficient. Soțul meu o să mănânce fasole. Da. O venit aici și a zis, lasă după ce am terminat cu filmarea. O venit ca să mănânce fasole. Vă doresc numai bine, pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. La revedere, o zi bună. La revedere, pacea Domnului să fie cu voi.